Aici stai ciudat. Acum 7, 14, 7, 7. Bun. Ultima emoție. Acum. 14 plus 8. 22. Foarte greu. Și am ajuns foarte ușor. Dar n-am avut altă șansă. Trebuie să mai greu, dar apoi nici noi. Da. Ce trebuie să înțelegi din de asta? Mi-a. Acum nu știu dacă mai 7 va fi. Da. Mai 7. Mai 7. Da. Un 14 acolo. De ce, Monica? De ce asta e? Că aici X-ul... Eu am făcut, dar profesor, m-am vedet. 2 pe lângă X plus 1 minus 3 nu avea... Și 2X minus 1 erau același lucru. Și nu putea să mai aștept nimic. Foarte tare. Tot trei ca una, trei și la. Și când se întâmpla ca o dată să nu fie egalitate, am și plecat de acolo. Practic, Daria, observația făcută este ca asta, că 2x minus 1 și cu tot ăsta de același lucru. Da, și ai atunci egal. Mai aveam două elemente. 2x minus 7. Aveam obligația să le iau în cruce. Așa ăsta, ăsta și da, ăsta. 2x minus 7 cu x. Prea mai așa, dacă putea să fie un număr. Iată, x egal cu 2x minus 7. Da. Trebuia să fie și egal. Sigur că era aici, adunam în 7 și a fost 2x egal cu x plus 7 și aș fi spus că x egal cu 7. Și apoi m-aș reuși la 2x plus 8. Care este exact același x. Da, și același x ar fi fost în ambele egalități cu 7. Și atunci am făcut proba. Deci a egal cu b, dacă și numai egal. Insist să vă spun. Că am avut șansa unei corespondențe. Am știut că ăsta și cu ăsta e tot timpul. Sunt o zi egale. X, 2, 5, 7, 7. Daria, parcă am dedus egalitatea a două mulțimi cu câte două elemente. Parcă ar fi fost două aici și două aici. Și egalitatea asta presupune, nu? Dacă am așa, mulțimea mare egală cu BC, și B mare egal cu E mine. Scrieți-vă rog asta, că asta e important. Deci dacă A egal cu B și C, BC, iar B egal cu E mine, atunci A egal cu B, A egal cu B, dacă și numai dacă, se întâmplă situațiile. Dar ce situații trebuie să întâmple? B egal cu M. Și B egal cu M și B egal cu M și M egal cu M. O altă situație, cazul întâi a fost. Ar fi, poate să fie și B egal cu M și C egal cu M. Deci al doilea caz ar fi fost A egal cu B. Dacă și numai dacă se întâmplă că B egal cu M. Și C egal cu M. Ei, asta e miezul problemei. Deci miezul problemei, după observațiile făcute, înseamnă că mulțimea am redus la două elemente. Că cele de bloc întâi tot timpul sunt egale. Și atunci, din constatările făcute, am ajuns la concluzia că, de fapt, asta era problema importantă. Da? Și atunci, în cazul nostru, A egal cu B, chiar uitați, A egal cu B, dacă și numai dacă, X egal cu 2X minus 7, X egal cu 2X minus 7. Din rezultă că X egal cu 1? Și spune condiții. Da. Și 3X plus 1 este egal cu 2X plus 8. Egal cu 2X plus 8. Și din acestea două ori, asta e puțin. Stop. Asta e o situație. A egal cu B, dacă și numai dacă, se mai întâmplă și cazul 2, da? Da, X egal cu... Cu cine? Cu 2X plus 8. Și, dar trebuie să redactăm așa. Așa trebuie, da? X egal cu 2X plus 7. Și 3X plus 1 este egal cu 2X minus 7. Egal cu 2X minus 7. Sigur cu observația asta, X egal cu 2X plus 8. Asta e de 2 ori plus 8. Dar nu prea... Asta e cu chică.
Pentru că pe ceva cu minus, pentru că... Exact ca să știți, plus 1 și plus 1, să fie plus 1 și așa ceva cu plus. Deci asta am picăș, dacă o pică una din ele, picăș cealaltă. Da, pentru că oricum nu se poate, să fie ceva plus și ceva minus. Și atunci de aici. Și atunci aceea de sus, unde rezultă că n-am venit la 5, este egal cu 7. Și din a doua, deci totul aici este egal cu 7. Același X, dacă aici îmi plătușea la X egal cu 7 și limba și X egal cu 3, nu era mai. Da? Nu aș fi avut nicio element. Deci, problema înseamnă așa, ce am făcut din nou, m-am dus tot pe același culoar care l-am mai parcurs și altă dată. Când mă aflu în fața unei ieșiți și nu am pornire, măcar câteva cazuri particulare. Să văd ce se întâmplă. Că mi-a zis așa, găsiți voi pe toți aceiași naturali, pentru care ai loc egalitate. Ce știam eu? Că după locuirea lui X trebuie să văd dacă în cele două mulțimi sunt egale. Locuim pe X, am constatat la urmă că tot timpul ai și care e egalitate. Și atunci mă îndeamnă, nu gândul, să lucrez la poziția asta, 2X plus 2 minus 3, poate chiar identică cu asta. Și uite, Damine, ai avut idei bune aici. Deci 2x plus 2 minus 3 este egal cu 5. Și uite cu 5. De fapt, ne întrebăm dacă este egal, punem semn de întrebare. Cu 2x minus 1. Egal cu 2x minus 1. Oare fi egal cu 2x minus 1? Păi egalitate și în stânga și în dreapta. A, da, 2x egal cu 2x. Așa primește 2x și în stânga și în dreapta. Și era 3 minus 2, care era 1? 2 minus 3. E egal cu minus 1 ar fi fost. Da. După 1 parte cealaltă și atunci vine 2 și 1 face 3. 3 minus 3 egal cu 0. Nu? 3 minus 3 egal cu 0. Ei, asta este adevărat. Fiind asta adevărat, înseamnă că, într-adevăr, justificarea e corectă, ce este aici și în partea asta. Și relarea care dar ea, așa trebuie să spun. Am redus problema, am la două elemente, parcă ar fost... Adică trebuie să le pui practic pe ambele și apoi să vezi care e corect. Sigur că da. Deci punem ambele situații. Dacă pui doar una, nu e bine. Nu, înseamnă că ne-ai făcut o analiză riguroasă. Păi, dar să fie și în partea aia spun și o întrebare meu. Dar, și atunci nu și 2x minus 1 trebuie să fie egal cu 2x minus 7? 2x minus 1 egal cu 2x minus 7. Pentru că am dovedit ăla din observația făcută. Ziceam că plecăm pe asta, ca primul să fie egal cu primul, al doilea cu al doilea și al doilea cu al treia. Nu era suficient? Nu, nu. În momentul în care... Dacă și mai dată? Nu. Egalitatea putea să fie ăsta cu ăsta. Păi tocmai asta zic. Și atunci 2x minus 1 nu putea să fie egal cu 2x minus 7. Când ce vreme am răbat egalitatea... Dacă am găsit una. Și oricum nu se putea, pentru că tot așa e două prezi. Mă face să cred că asta este de așa stabilită. Și de acum două acelea pot să fie în cruce. Pot să fie în cruce. Deci nu mai cred să o mai găsesc 2x minus 1 egal cu 2x minus 7. Nu, nu m-am educat așa, asta e egal, poate așa la tântriere. Că dacă ar fi fost ieșiți-o așa, dar ar fi fost foarte dificil. Că veneam 2 la 3, 8 cazuri ar fost dacă rămâne. Ori, în clipa în care ai avut șansa ca să ai deja o corespondență, da. Egalitatea asta, urmând să o arăți așa, exact, păi da. Mi se pare că tot timpul. Ia să vedem, 2x egal cu 2 și ce-o rămas acolo? Da. Un prim pas, înainte de a să rămână minus 1, exact, cred că ești în panică acolo. 2x minus 1 trebuia să rămână acolo, să nu-l dăm pe 2x. Nu trebuia să-l dăm pe 2x. Exact. Și ducem, adunăm un 1 la mine. Corect. Așa ați făcut, da? Așa, da. Și vine 2x plus 3. Plus 3 minus 3 egal cu 2x. Corect. Și acum... Și 2x egal cu 2. 2x egal cu 2, 3 minus 3 face 0. Dar cu 2x era bine. Sau 3 minus 3 face 0 și avem 2x egal cu 2, nu? Da, bine. Și egalitate. 2x aici este egalitate fără doar și poate. Așa trebuia de uite egalitatea asta pentru că îți vine peste mână. Da. Dacă la filtrăm pe toate 2x, 2x, 3x, 3... Și 3, dacă se sezai pe 3, numai că aici e minus 1, minus 3, și tu încă n-ai făcut semn la algebră și... De pe la 6, mai aveți. Da. Așa e școala noastră, nu făcută. Că... Cum am mai adătat după alegerile astea? Cum vă ai zis? Va fi dezastru.
Da. Domnul profesor. Mai dezastru decât e dezastru de acum. Dar ei știau asta, domnul profesor. Acum nu că o facem electorală, dar ei știau, PSD-ul a știut asta. A știut că toți pensionarii se vor duce la vot. Pe asta s-a mizat. Știi ce înseamnă în perspectivă? 45, vârsta a fost 45 plus. Deci ne arătăm foarte puțin. E dramatic ce va fi cu copiii așa ăștia. Exact. Dar ei știau, ați văzut mult, dar ce-a putut să declară? Sigur. Acest viitor al țării este dramatic zdruncinat datorită aceste situații care se creează. Pentru că cine va fi creierul învățământului de aici încolo? Tot doamna Andrănescu. Bineînțeles. Dar ce ați crezut? Eu știam că așa va fi. Așa va fi, da. Dar am ieșit la vot în speranța că poate. Dar n-am avut nicio șansă. N-am nicio șansă să fac al guvern. Nicio șansă. Domnul profesor, cum ești arătat dumneavoastră să descompună? Deci muncim aici, facem niște lucruri interesante, dar din păcate doar munca individuală, părinții voi părinții, având pe prof online, aveți o șansă imensă. Pentru că așa vă puteți salva copiii. Altfel, subiectelor să fie din ce în ce mai sate. Dar știți ce mă bucur eu, domnul profesor, și n-ați vrea să vă bucurați. Copiii noștri sunt apreciați la școală. Și Mirul, și David. Și Daria. Da. Păi, profesorul ăla vă învață foarte bine. Deci, am fost cu oameni, da. Ziceam profesoară, știți mai devreme, mi-a dus că e tu ești frumos, e predat profesorul ăsta. Da, da? Vedeți? Da? Acești copii ai voștri, așa, dar gândiți-vă că dacă s-ar face cunoscut la nivel național, câți părinți n-ar fi fericiți? Așa cum sunteți voi fericiți. Cum e Daria la, cu situația? Dar să știți că tot la 5-a e baza pe... Văd că nu la 8-a. Eu da. Sunt un pic... Și la înțeleg. De ce la 5-a este urmărit, suntem urmăriți mai mult da. Decât la 8-a? Unde ar trebui interesul maxim? Sigur. Trecere la o treaptă la alta. Și la alta. Este... La 8-a sunt... Examen. Foarte tare, dar... Vezi, nu-i masiv grupul acela care m-au descoperit. Dacă ar fi masiv și la clasa a 8-a, s-ar manifesta așa, pentru că interesul e maxim acolo. Păi tocmai. Mai există și o chestie. Asta e zic eu. Părinții au, prin tradiție, ideea meditației clasice. Exact. Acea meditație clasică care presupune ce? I-am dat profesorului Panu, el răspunde pentru asta. Și profesorul știe foarte bine că sistemul se prăbușește de la o zi la alta, și atunci propunătorii de subiecte pentru examenul de capacitate mai jos un pic, mai jos un pic. Și ne aducem la... Și se trezesc părinții? La simulare. În martie se trezesc și încep să vă descoperi, să vedeți cum cresc atunci lecțiile de auta. Bun. Când acum se întâmplă chestia asta, părinții intră pe puțin și sporește numărul celor care merg la meditație. Dar domnul profesor, dar poate să meargă fiecare zi. Domnul când profesor, a văzut dumneavoastră, da. Domnul profesor, noi suntem fiecare zi. Da. Rămânem foarte tare convinși că... Eu m-am gândit că poate lipsesc lecțiile de a 8-a, dar totuși, de când am început cu a 8-a, știți că a 8-a și a 9-a, un pic și a 10-a suntem descoperit. Da. Ca lecții. Da. A 5 ai făcut de anul trecut. A 5 ai făcut de nu știu câți ani. Da, l-ați făcut și cu Nicoleta, l-ați făcut și cu... Da. Deci sunt foarte multe lecții acolo. Exact. Și oamenii au descoperit. Și s-au dus acolo, când tastezi puteri, apoi apare exact. Microfonul. Dar indiferent cum apăreți. Domnul profesor, am intrat pe Google și mi-am văzut o iconiță cu dumneavoastră într-un colț sus. Da? Ai văzut că a pus Cristi să mergem și la vot? Deci pe prof online, pe video, matematica. Nu ne-am prăbușit așa de tare. Știți că am văzut 40%, aseară la 7:30. Deja erau 40% ieșit, am știut că sunt pensionari și am zis mergem, acum mergem. În secunda asta mergem, că până la ora aia nici noi nu ne-am dus. Da, de păcate s-a și venea lumea, să știți că la ora aia, toată lumea se uita la știri și venea lumea la vot. Am să vă zic că, spre tristețea mea, de foarte multă vreme tot m-am bătut ca să trag un semnal de alarmă. Și eu știam de cineva foarte sus pus acolo la PNL și numai când am ajuns la Gorghiu n-am ajuns personal să fac de vorbă, dar am ajuns în preajma.
Și am spus, dacă nu veți face ceva concret, și apoi oferă posibilitatea asta, și nu faceți decât atât, există profumai. Atât trebuie să spuneți. Da. Da. Acest lucru însemna ce? O șansă lor imensă, pentru că părinții și toți ceilalți care nu m-au descoperit, imediat intrați și spune, băi, stau în trecut, e o șansă, dar s-a fost săptămâna două înainte să fost făcută, nu ieri sau alte, sau nu știu când. Președintele țării, care e profesor de matematică, profesor de fizică, și care înțelege ce înseamnă instrumentul matematic, din păcate, m-am dus aproape de el, foarte aproape de el, și am transmis mesajul ăsta, că există profonai și faceți chestia asta. Mai anunțați. Veți vedea simpatia imensă. Cele 10 milioane de oameni care accesează la vremea asta ar fi fost o chestie formidabilă, pentru că ar fi spus, el ne-a descoperit pe profonai. El, președintele țării, vorbește de profonai. Și că are ceva de spus pentru învățământ și face o chestie inedită. Și atunci ar fi fost o șansă. Dar nu, s-au încăpățânat și spună, nu, domnule, noi ne ducem pe cont propriu. Noi facem, noi reușim. Nu am reușit. Este clar că n-am făcut decât să-mi vină în față. Și drama, repet, este mare pentru că copiii voștri vor fi patrocoriți. Sistemul se va duce din ce mai jos, se va salva frumos, meditațiile vor curge, toată lumea va fi vesele și cu toată cu asta calitatea este zero. Mai scădem un pic. Nu știu, la 70% la promovare. 70%. Tu ce faci? Mă mulțumesc la adunare acolo, vreodea un an. Capacitate și atât și da, era un model pe Facebook, circulam. Da. E adevărat că acesta este un pătrat și deși era un pătrat, da sau nu? Da. E adevărat că 1 plus 1 egal cu 2? Da! 10!
Egalitatea a două mulțimi. Corect. Egalitatea a două mulțimi. Apoi am mai făcut cardinalul unei mulțimi, am vorbit. Corect. Mulțimi. Ecuații, da? Cam asta. Să nu uitați să dați like, share, vă abonați la canal. La copul? Online. La revedere!